Reflectare, după 10 ani, la articolul Ce pot cânta creștinii atunci când se simt mizerabili. Articol scris de Carl Truman. Dintre toate lucrările pe care le-am scris vreodată, micul meu articol, intitulat Ce pot cânta creștinii atunci când se simt mizerabili, mi-a adus o mulțime de surprize încântătoare în ultimii ani. Am scris acel articol în 45 de minute într-o după-amiază, fiind înfuriat pe un comentariu superficial pe care l-auzisem despre subiectul închinării. Și iată că acel articol mic, care nu a necesitat multă energie sau timp, a strâns mai multe răspunsuri pozitive și o corespondență emoționantă decât oricare altă scriere de-a mea, fie cărți, fie articole etc. Conținutul său a rezonat cu creștinii din întregul spectru denominațional, oameni din diferite biserici care au un lucru în comun. Înțelegerea că viața are o dimensiune tristă, melancolică și dureroasă, dar care este foarte des ignorată sau chiar negată în bisericile noastre. Acel articol a avut menirea să sublinieze deficitul major din închinarea creștină, un deficit care este evident atât în abordările tradiționale ale închinării, cât și în cele contemporane, și anume absența limbajului de lamentare, de plângere. Psalmii, Cartea de Cântări a Bibliei conține multe note de lamentare note care reflectă asupra naturii vieții celui credincios într-o lume căzută în păcat și totuși aceste strigăte de durere sunt absente din imnuri și din cântecele de laudă întrebarea care a dat naștere titlului acelui articol a fost una sinceră și anume ce cântări avem în repertoriul bisericii noastre care să poate fi cântate cu sinceritate duminică dimineața de femeia care tocmai și-a pierdut bebelușul, sau de soțul rămas văduv, sau de copilul care și-a pierdut unul sau ambii părinți? Răspunsul pe care l-am sugerat eu a fost cântarea psalmilor deoarece în psalmi găsim cuvinte insuflate în mod divin, care îi oferă celui credincios limbajul și atitudinea corectă prin care să-și exprime cele mai profunde dureri și mâhniri înaintea lui Dumnezeu. Aș scrie astăzi acel articol în mod diferit? Nu. Cel puțin nu în esență, ci mai degrabă i-aș extinde aplicația, deoarece cred că mesajul lui este mult mai important acum decât a fost atunci când l-am scris inițial. Iată de ce spun asta. În timp ce am făcut un sondaj al peisajului bisericesc evanghelic contemporan, am rămas uimit cu privire la faptul că, până și măreața evanghelie a Harului Suveran. A ajuns să se concentreze mult prea des asupra pieței tinere, și, prin urmare, să fie împachetată într-o estetică ce ține mai degrabă de puterea omului și de o abordare asupra vieții superficială, care le este tipică celor imaturi și copilăroși. Acele caracteristici care, într-o vreme, erau asociate în mod exclusiv cu promotorii Evangheliei Prosperității. Iată că acum sunt adoptate în cercul larg al evanghelicilor, fără vreun comentariu sau vreo critică. Lumea a fost cu adevărat întoarsă cu susul în jos atunci când calvinismul a ajuns să fie asociat cu mândria și aroganța. De asemenea, astăzi sunt mult mai conștient decât am fost atunci când am scris articolul de cât de reală este mortalitatea și cât de scurtă este viața. Am scris articolul gândindu-mă la alții, dar acum sunt mai în vârstă și sunt mult mai conștient de felul în care se aplică adevărurile lui, atât în viața mea cât și în viața celor pe care iubesc. Cu cât cineva este mai în vârstă, cu atât este mai familiarizat cu ce înseamnă pierderea unui prieten. A unui membru din familie sau chiar cu propria mortalitate, care ajunge să fie acel invitat nepoftit, dar constant, la masa de cină. Ca și tată, m-am bucurat când fiul meu m-a bătut prima dată într-o cursă de alergare, dar bucuria mea față de creșterea propriei lui puteri a fost trăită scurt. Deoarece în anii care au urmat am realizat că acela a fost și un indiciu al propriului meu declin. Lumea ne spune să sfidăm acest lucru cât de mult putem, fie prin fitness, fie prin îmbrăcămintea la modă sau chiar prin operații estetice. Dar lumea este înșelătoare, pentru că ne oferă o încredere plauzibilă, spunându-ne doar ceea ce vrem să auzim. Slăbiciunea și apoi moartea va veni la toți în cele din urmă. Dar este sarcina pastorului să se pregătească atât pe sine cât și Biserica sa pentru acest inevitabil. De aceea, eu cred că acum este mai important ca niciodată ca Biserica să îmbrățișeze această slăbiciune și tragedie în închinarea ei. Într-adevăr, privim înainte spre înviere, dar să nu uităm că această cale către înviere trece mai întâi printr-o moarte necesară și inevitabilă. Trebuie să le amintim oamenilor noștri prin predici, prin rugăciuni și prin ceea ce cântăm, că puterea lui Dumnezeu este făcută de săvârșită în slăbiciune. Iar în ce privește învierea, o slăbiciune care presupune moartea în primul rând. De când am scris acel articol, am devenit de asemenea mult mai conștient și de puterea liturgiei în formarea gândirii bisericii. Nu mă refer acum doar la liturghiile formale, precum cele găsite în faimoasa carte The Book of Common Prayer, ci mă refer la forma și la conținutul oricărui serviciu bisericesc care se pretinde a fi creștin. Ceea ce spunem și ceea ce cântăm ca și biserică ne va forma gândirea în ce privește credința creștină. Pe termen lung, în mod subtil, chiar pe nesimțite, dar în mod cert și în mod foarte puternic. Conținutul și forma închinării noastre din fiecare duminică ne va influența gândirea față de modul în care abordăm viața în mod general. De aceea, această accentuare a puterii omenești și a spiritului tânăr în închinarea creștină de astăzi este problematică. Ea îi exclude pe cei vârstnici sau le dă iluzia de a crede că ei nu sunt așa de bătrâni, iar pe cei tineri îi înșală, făcându-i să se creadă că ei sunt centrul universului și că sunt destinați să trăiască veșnic. Avem nevoie de o liturgie care să reflecte cu acuratețe așteptările pe care ar trebui să le avem de la viața într-o lume căzută una care se întipărește și se consolidează în mintea creștinilor săptămână de săptămână. O astfel de liturgie este importantă deoarece îi pregătește pe oameni pentru suferința pe care o vor întâlni de-a lungul vieții. Iar aceasta mă duce din nou cu gândul la Cartea Psalmilor. Într-adevăr, Există compozitori creștini și chiar scriitori de imnuri buni care au reușit să captureze complexitățile întunecate ale vieții în versurile lor, dar nu există nici unul care să se compare cu autorii cărții psalmilor. De fapt, aceasta este cartea care a dat startul tuturor bogățiilor și adâncimilor experienței și existenței umane, Având un ton poetic perfect. Biserica care folosește psalmii ca o dietă regulată a închinării ei, își înzestrează oamenii cu resursele necesare pentru a trăi cu adevărat în valea plângerii. Dar Biserica care nu face acest lucru își privează membrii de la o cumoară adevărată, în schimbul la ce? La relevanță? Nu există nimic mai relevant în acest univers decât pregătirea oamenilor pentru suferință și moarte. În biserica mea am oameni care duc vieți foarte grele, vieți care nu se vor îmbunătăți cu trecerea timpului. Ce să le spun acestora? Nu pot să le spun decât că suferința va bate la ușa tuturor, dar există o înviere. Uitați-vă la felul în care acele strigăte de lamentare din psalmi, foarte reale și prezente în această viață, sunt totuși înăbușite de o speranță tangibilă și viitoare. Și lăsați-vă încurajați de aceste promisiuni. După cum spune psalmistul, seara vine plânsul și într-adevăr este extrem de dureros acest plâns dar dimineața, în dimineața învierii, vine veselia. Psalmul 30 cu 5 Acum câțiva ani am cununat un cuplu tânăr din congregația mea, iar în predică a menționat că toate căsătoriile pământești încep cu bucurie, dar se sfârșesc în tragedie. Fie că vorbim de divorț sau de moarte, Legătura dragostei umane va fi sfâșiată într-un final. Dar căsătoria dintre Hristos și Biserica sa începe cu tragedie. Mă refer la viața creștinilor pe pământ, dar se sfârșește cu o uniune plină de bucurie și iubire care nu va fi despărțită niciodată. Există o bucurie despre care trebuie să vorbim și să cântăm în închinarea noastră bucuria banchetului mesianic, a ospățului de la nunta mielului. Dar oamenii noștri trebuie să știe că, deocamdată, în această lume va fi și jale și lamentare. Nu o jale lumească fără de speranță, dar totuși va fi o plângere, o vale a umbrei morții, iar noi trebuie să-i pregătim pentru aceasta. Acum, în timp ce privesc din nou la acel articol intitulat Ce pot cânta creștinii atunci când se simt mizerabili, vă mărturisesc că nu mi-aș fi imaginat că îl voi comenta zece ani mai târziu, dar sunt mulțumitor că se pare că a fost de mare ajutor și spre încurajarea multora. Carl Truman. Este profesor de studii biblice și religioase la Grove City College, în Grove City, Pennsylvania, Statele Unite ale Americii. El a fost profesor de teologie istorică și istoria bisericii la Westminster Theological Seminary din California, Statele Unite ale Americii. Citește primul său articol la linkul de mai jos. De asemenea, poți citi acest articol și în format scris la linkul de mai jos. Și tot odată, poți citi articolul în limba originală tot la linkul de mai jos. Atât primul, cât și al doilea articol apar în cartea The Wages of Spin, Critical Writings on Historical and Contemporary Evangelicalism, traduse cu permisiunea autorului.